Salutare, prieteni pariori, membrii ai canalului, în special v-am pregătit biletul zilei plus biletul cotă 10 pentru mâine, 12 mai, mai devreme, așa cum v-am obișnuit. Avem cotă finală 3,38 pe biletul zilei și, bineînțeles, pe biletul cotă 10 plus avem cotă finală 13,43. Începem cu primul bilet, cu biletul zilei, și avem așa: Hansa Rostock să marcheze odată, este obligată să câștige teoretic pentru a se salva de la retrogradare. Schalke nu mai are pentru ce juca. Cotă 1,35 pentru ca Hansa Rostock să marcheze. Mai departe avem Zamax cu Vaduz, un meci care ar trebui să genereze multe goluri pentru că ambele vor juca relaxate, nu mai au pentru ce să-și dea viața, să piardă sau să câștige. Da, GG sau peste 2,5 goluri, cotă 1,36. Apoi avem Granada, Real Madrid, Granada doar pentru o minune se mai poate salva, să bată tot pe linie, iar Mallorca să nu mai câștige deloc. Realul e Real, ne așteptăm la goluri, știți cum e. GG sau peste 2,5 goluri, cotă 1,42, iar la FCSB cu CFR Cluj voi miza pe sub 4,5 offside-uri în joc, pentru că niciuna dintre cele două apărări nu fac pasul la offside în mod organizat. Așadar, așa arată biletul zilei, miza va aparține ca de obicei, cotă 3,38. Vă spun de pe acum, pontul zilei pentru mâine este Mallorca cu Las Palmas, peste 2,5 offside-uri în dreptul Mallorcai, sunt bani pe jos acolo, cotă 1,75 la Betano, la Superbet încă nu a băgat, cu siguranță va modifica linia, chiar și peste 3,5 merge, dar eu am prins cu 1,75 cotă la Betano, vă invit și pe voi foarte, foarte repede să faceți acest lucru, pentru că cu siguranță linia se va schimba. Ăsta e motivul pentru care sunteți membrii ei canalului. Și în fine ajungem la biletul cotă 10. Avem din nou Hansa Rostock că marchează, un meci de volei, Ravenna cu Scuolo, peste 3,5 seturi în meci. Thun marchează cel puțin 2 goluri, același meci Zamax cu Vaduz, peste 2,5 goluri marcate sau GG. Granada, același pronostic cu Real Madrid, FCSB-ul. Mai avem ceva din rugby, acolo unde mergem cu un handicap de plus 12,5 în dreptul oaspeților și, evident, un X2 la Braga în meciul cu Guimaraes. Cotă finală 13,43, acesta este biletul din strategia biletul cotă 10+.